Conform masterplanului de transport, proiectul pentru realizarea autostrăzii Târgu Mureș-Târgu Neamț este pe locul 10 din cele 12 proiecte de autostradă, în timp ce pe lista proiectelor privind investiții în aeroporturi, aeroportul Transilvania apare în coada listei, deși este pe locul 4 în țară în ceea ce privește numărul de pasageri. Care este primul aeroport ca prioritate a României? Aeroportul Tulcea. Care? În 2014 a deservit 1221 de pasageri, adică mai puțin decât a deservit aerodromul. Alocarea sumelor pentru autostrada Târgu Mureș-Târgu Neamț se va face numai după ce se termină construcția altor 9 autostrăzi. În ceea ce privește autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea neinclusă în plan, în aceste zile se semnează contractele de execuție pentru porțiunea Târgu Mureș-Turda. Singurul sector cuprins între Iernut și Chețani, pentru care încă nu s-a semnat contractul, este Iernut-Chețani datorită faptului că există o contestație. CNSC-ul urmează să dea în următoarele 20-30 de zile o soluție pe care o să o aflăm și vedem dacă se încheie contractul sau se merge mai departe. Conform masterplanului pe proiecte Transregio, transformarea drumului european Brașov-Sighișoara-Târgu Mureș în drum Transregio este prioritară. Asta înseamnă că pe acest traseu drumul va fi lărgit cu o bandă pe care vor circula mașinile de mare tonaj și astfel se va descongestiona traficul rutier. Acesta nu este singurul proiect care se concentrează pe municipiul Sighișoara. A patra prioritate până în 2020 la centuri ocolitoare de municipii, municipiul Sighișoara, care, așa cum știm cu toții, este și Situnesco și categoric e necesar să prezervăm ceea ce avem acolo, iar asta, în primul rând, o putem face prin devierea circulației de mare tonaj. În ceea ce privește celelalte proiecte de infrastructură prevăzute în acest masterplan și care privesc județul Mureș, s-a amintit de reabilitarea două linii ferate înguste, cele care leagă Luduș de Măgherușiu și municipiul Târgu Mureș de Sovata. Masterplanul de transport urmează să fie prezentat Comisiei Europene.